Acum două secole în urmă, pe meleagurile Basarabiei vine marele prinț armean Manuc Merzăian, unde în scurt timp își ridică o moșie de vis în codrile pușnei în orășelul Hâncești, cu palate, castele, biserică, parcuri, lacuri. El era numit și Manuc Bey, adică prințul Manuc. Cine a fost acest Manuc Bey? Emanuel Mirzaian, prințul armenilor, dragoman și bey la poartă, consilier al împăratului Rusiei, mediator la tratativele de pace a războiului ruso-turc din 1812. În urma încheierii păcii de la București din 1812, dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman, Basarabia trece sub protectoratul Rusiei. Vreau să accentuez că această pace a fost încheiată în una din odăile hanului lui Manuc de la București, care a fost edificată în anul 1806. Și țarul rus l-a chemat ca să-l remunereze pentru faptul ăsta și să-i mulțumească pentru rolul principal în încheierea contractului de pace cu Turcia. Și el a spus, mie bogății nu-mi trebuiește, că eu sunt bogat, dar îmi trebuiește un loc în Basarabia. Țarul rus i-a dat 800 desetini, undeva e o hectar și 25 o desetină, adică ceva peste 1000 de hectare. Iată el. Și aici a început să-și construiască conacul care îl vedeți. Primind acest loc de pământ de la țarul rus, Manuc Bey vine aici cu 100 de familii armenești, întemeind astfel aproximativ 20 de sate. Manuc Bey cumpără câteva case de la baronesa Dolgorovskaya, care avea moșie pe aceste locuri, și începe construcția conacului și a catelului de vânătoare. Lucrările de construcție a conacului au fost începute de către însăși Manuc Bey Mirzaian în anul 1816, dar au fost finisate de către fiul Ion, tocmai în anul 1871. Toate edificiile Manuc le-a construit din cărămidă roșie și piatră albă. Castelul vânătoresc a fost edificat în stilul șatourilor franțuzești. Castelul vânătoresc, monument de arhitectură din jumătatea a doua secolului XIX, edificat după proiectul renumitului arhitect Alexandru Bernardaţi. Bernardaţi a fost invitat la Hâncești de către urmașii familiei Mirzaian. Pereții externi sunt înfrumusețați cu basoreliefe pe teme de vânătoare. Nucleul castelului îl constituie o scară spirală care duce în foișorul turnului de unde familia Mirzaian admira împrejurimile. În anul 1817, în timpul unei competiții de călărie, la vârsta de 48 de ani, Manuc Mirzaian moare în urma unui infarct și este înmormântat în pridvorul Bisericii Armenești din Chișinău. Conacul lui Manuc Bey este singurul exemplu de casă de locuit din a doua jumătate a secolului XIX, căreia îi se poate atribui categoria de palat. Conacul este realizat în spiritul clasicismului francez. Palatul avea multe odăi, terase, sală de bal și o bibliotecă cu peste 6.000 de cărți. Pe pereții exteriori ai palatului erau diverse statui de 2 metri înălțime care în timpul războiului au fost distruse. În curtea și în fața conacului erau două havuzuri în formă de inimă. Pe acoperișul conacului era o piscină și două sere cu flori aduse de Manuc Bey din Europa. Apa, el o lua din păduri, din deal, care venea pe țevi de ceracă și veneau și aici funcționau. Și se vorbește că sus pe acoperiș tot a fost un bazin de not, care venea tot din izvoarele cele din deal din păduri. Iată așa am apucat de la bătrâni care îmi povesteau, care chiar și-au lucrat aici, la Manuc Bey. Aici se organizau deseori baluri, competiții de călărie, de vânătoare, diferite serate, la care participa elita societății din acele vremuri. Aici, împrejur, cât vedeți, de jur împrejur, până încolo, până în capăt, era tot parc. Și tot de jur împrejur era grădit cu un gard de cărămidă roșă. Se duce până în capăt. Aici erau copaci, erau scaunii, era marginea iazului.
cum ne ducem încolo prin ograda aia asta așa frumoasă, era biserica arminească. Și înăuntru era frumos, era și pe din afară, și erau scaune, erau diferite trotuare, la trotuarele și ele erau stânjenei cu flori, deșele mult anuale. Mai departe acolo era cimitirul arminesc. Un cimitir tare frumos, cu gard de jur împrejur, gardul era făcut din asta, din metal tot, cu ozorat, așa frumos era. Era numai monumente de mramură albă, neagră și era tare frumos. La Manugbei lucrau sute de basarabeni din zonă, deoarece erau stimați și remunerați foarte bine. Lumea se ducea ca acum primăvară, ei se duceau la lucru la Manugbei. Și lucra la Manugbei. El știe că toamna ar să iasă ori cu o căruță de grâu, ori să o pereche de juncanaș, dacă lucra cu copii, și ori să iasă cu o jițică, ori cu vacă, ori cu bani, a să iasă. Dar toată liniștea, frumusețea și pacea de pe moșia lui Manugbei a durat până la război. Amu, când a fost, când s-a început războiul, eu trăiam în centru aici și am văzut cum a trecut trei oameni zdravini așa, pe trei cai călări, peste jumătate de ceas, am văzut cum arde Cona, cum arde castel. Arde tot, era înconjurat cu asta, eu cu ochii noștri am văzut tot. Și după aceea s-a dus și-a dat foc la ulița centrală. Și tot aia așa cum el a fost ars, s-a petrecut războiul, s-a păstrat până în 1945. Pe urmă, s-a început a distruge gardurile astea, s-a început, dar cimitirul în deopște a fost distrus complet, încă el nu a ajuns până prin 48. După aceea, biserica o ținut. Biserica s-a distrus undeva prin anul 1954, când 1057 de ani era distrus complet. Că se dărmau bisericile atunci, doar nu se dă de voi că s-a distrus biserica și la noi, în ce de În timpul războiului a fost distrus turnul de supraveghere a castelului, turnurile castelului de vânătoare, casele armenilor, biserica și cimitirul armenesc, bucătăria, grajdurile cailor, ars, conacul și multe alte edificii din moșia familiei Mirzaian. După război, conacul este restaurat și găzduiește o școală profesională de mecanizații și un colegiu de construcții. Deci din 67, când am venit să lucrez ca profesor, am apucat multe lucruri bune, a fost tot ce vedeți reparat, era bine amenajat, tehnicul funcționa în clădirea asta, între asta, tot veche, și mai la deal sunt un bloc cu trei etaje. În anul 1979, castelul de vânătoare este transformat în Muzeul de Istorie și Etnografie a orașului Hâncești. Până astăzi, taina principală a moșiei sunt tunelurile subterane care rămân încă nedescoperite. Grație frumuseții conacului și a castelului vânătoresc al lui Manugbei, în 1972 aici se înregistrează secvențe din filmul artistic Ultimul Haiduc, realizat de Moldova Film și multe alte filme documentare. Pentru a pune în valoare această zonă turistică și pentru a atrage cât mai mulți turiști străini, în incinta muzeului, din castelul vânătoresc al lui Manuc Mirzaian, s-au amenajat două odăi de primire a oaspeților. Ideea de a transforma un muzeu într-un punct de informare turistică este una nu prea nouă, dar ea oricum n-a fost susținută până acum. Și iată că în cadrul proiectului dezvoltarea capacităților investiționale în zona turistică Hâncești-Leușeni s-a realizat acest lucru prin dotarea muzeului Ținutul Natal din orașul Hâncești cu echipamentele necesare, cu mobilierul și reconstituirea și atmosferii secolului XIX în acest edificiu. Este posibil ca pe lângă funcționalitatea de punct de informare despre istoria ținutului, muzeul să mai capete și o altă valoare, cum ar veni valoarea de
spațiu istoric care poate localiza niște evenimente foarte interesante, seminare tematici, seminare cu caracter etnic, cu caracter folcloric, cu caracter istoric, cu caracter muzeistic, ecologic, oricare ar fi acestea, sunt foarte binevenite aici. Castelul e legat totuși de multe persoane istorice. În primul rând, însuși Mănuc Bey, e și merge vorba că a fost Pușkin, a fost doamna Dolgorucă, merge vorba despre primul decabrist Raievski, însăși arhitectul care a fost elevistit în nume, domnul Bernardaţe. Și eu cred că ei totuși aici se întâlneau, se odihneau, mergeau la o vânătoare oricare. M-am o propunere către, concret către agenții și raionul Hâncești, însăși pentru muzeul dat, dacă s-a primit, scrie un scenariu frumos la Mănuc Bey, de legat intriga asta, o serată în stilul acela, eu cred că turiștii o să vină. Principal să fie interesant, să rămână cu emoții și un suvenir la capăt, știți, că seara la Mănuc Bey. Și deodată valoarea castelului crește, el o să fie văzut nu numai în Republica noastră, și în același moment o să apară și un ban oricare pentru susținerea muzeului, pentru personalul și pentru a amenaja teritoriul prin jur. Și în același timp poate o să apară niște surse de bani pentru revitalizarea concretă a conacului Mănuc Bey, care este un monument istoric și știut și în lume. Piața acestor servicii în Chișinău este una foarte solicitată, foarte interesantă, dinamică, iar aici, la 35 de kilometri de Chișinău, se poate de realizat, în acest spațiu istoric reconstituit, se poate de realizat niște lucruri frumoase. Speram foarte mult ca acest exemplu să fie preluat de către alte muzee locale sau raionale, oriunde pe teritoriul Moldovei. Se vorbește lucruri interesante în țara noastră. Nu avem noi bogății, minerale și așa mai departe, dar avem marea bogăție, poporul și cultura. Iată, cultura ne-a face o mare prioritate în lume, că lumea nu ne cunoaște. Și aș dori să revie acest conac așa cum a fost, să fie un loc de cultură, nu numai a Moldovei, a Europei întregi. Pentru că este pentru cine și avem pentru cine ne consacra viitorul nostru pentru copii. Asta e vreo.